Experiență culinară londoneză în mijlocul Ardealului, la Cluj-Napoca, un autobuz supraetajat specific capitalei britanice a fost transformat în restaurant. Ideea le aparține unor tineri antreprenori care astfel vor să introducă pe români în atmosfera tipică Londrei. Andrei și Gabriela sunt doi antreprenori inovativi și îndrăzneți. Acum câțiva ani au început o mică afacere în Alba Iulia, însă nu s-au bucurat de prea mare succes. Atunci s-au decis să se mute la Cluj și să încerce ceva nou. Au adus din Anglia un autobuz supraetajat pe care l-au transformat în fast food. Aici am dat toată structura jos, l-am capitonat în mochetă, am construit un bar de jur împrejurul lui și câteva locuri cu scaune și mese. Tinerii vor servi aici burger făcuți doar din ingrediente naturale. Ce aduceți voi nou? Conceptul de street food într-un autobuz care, zic eu, e unicat în România din punctul de vedere că e primul burger bus. Cei doi tineri vor să promoveze și în România conceptul de mâncare stradală atât de popular în Marea Britanie. Ne-am gândit să venim spre un oraș mai deschis, mai libertin, mai receptiv la nou. Cel mai apropiat oraș, fiind și în creștere, Clujul. Mâncarea stradală e la modă, e un trend în străinătate și mă gândesc că o să ajungă și la noi. Andrei și Gabriela așteaptă cu nerăbdare să își deschidă afacerea, mai ales că prietenii care au vizitat deja localul le-au dat doar note mari. Mi-au plăcut foarte tare și în Alb. Ingrediente bune, naturale, în rest, fiecare la aprecierea lui. Antreprenorii speră ca fast food-ul din autobuz să devină un adevărat brand al Clujului.